Vremea s-a încălzit, așa că la fiecare sfârșit de săptămână șoselele sunt aglomerate. Făgărășenii merg să se recreeze la iarbă verde sau în zonele turistice din zonă. Șoferii trebuie să fie atenți la regulile de circulație. Polițiștii făgărășeni se vor afla și ei în acest weekend la datorie pentru ca traficul să se desfășoare în bune condiții. În această săptămână nu au fost înregistrate incidente grave de circulație, însă oamenii legii au sancționat în trafic șoferii care au încălcat regulile de circulație. Din fericire, în această săptămână, care se termină duminică, până la această dată nu am registrat evenimente rutiere soldate cu victime umane. Am constatat în schimb 6 fapte de natură penală, respectiv conducerea unor vehicule fără permis de conducere de către conducătorul acestora, conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau chiar cu permisul de conducere suspendat. Și cum vremea e frumoasă, deja mulți dintre noi ne facem planuri pentru weekend. Totuși, în această perioadă, drumurile vor fi aglomerate și trebuie să ținem cont de regulile de circulație pentru a nu avea neplăceri în trafic. Polițiștii făgărășeni vor desfășura și în acest weekend activități pe linie rutieră pentru a-i depista pe șoferii indisciplinați. Atenție mare trebuie să aibă și bicicliștii și mopediștii. Vom desfășura și în acest weekend activități preventive, în special combaterea consumului de alcool în timpul conducerii vehiculului pe drumurile publice, atât pe zona municipiului Făgăraș, cât și pe zona de responsabilitate. În acest sens, recomandăm participanților la trafic, în calitate de conducători auto, să nu consume băuturi alcoolice în timp ce se află la volan sau să nu consume băuturi alcoolice înainte de a se urca la volanul vehiculului care urmează să-l conducă. Totodată recomandăm mopediștilor și bicicliștilor în calitate de participanți la trafic să circule cu prudență și atenție pe drumurile publice, ținând cont de faptul că, iată, vremea s-a îmbunătățit și e un factor propice al circulației acestora pe drumurile publice. Așadar, atenție maximă pentru a evita orice fel de incident care v-ar putea pune viața în pericol.